Festivitatea de deschidere a noului an școlar la liceul cu program sportiv s-a făcut astăzi în prezența unui subsecretar de stat din Ministerul Tineretului și Sportului, a inspectorului general Geta Burducea, a vicepreședintelui Consiliului Județean Romeo Lungu și a viceprimarului Andrei Neder. Unitatea de învățământ a beneficiat în ultimii ani de investiții importante, iar acum se poate mândri cu o sală de sport modernă, dar și cu un hotel în care pot sta elevii. Acestea au fost și motivele pentru care oficialul din minister a ales să vină la Buzău la debutul anului școlar. A fost primul liceu sportiv din România care a ales un mare nume și o mare personalitate sportivă. Asta nu se poate uita și normal că primul meu drum la asemenea manifestări este Buzău. Știu că vă preocupă sportul, știu că vă preocupă atletismul special și nu numai, și celelalte sporturi normal. Știu că se lucrează la reabilitarea bazelor sportive, vom avea stadion, sper că putem rezolva și să organizați dumneavoastră un campionat european de atletism, pentru că condițiile sunt întrunite pentru un asemenea stadion. Un apropiat al liceului cu program sportiv a venit la liceul cu program sportiv pentru a vedea, pentru că a auzit că s-au făcut lucruri bune la liceu și a venit să convingă cu ochii dumnealui ceea ce s-a făcut pentru dezvoltarea sportului, să spunem, la liceu cu program sportiv. Inspectorul școlar general Geta Burducea a deschis festivitatea de la liceul sportiv cu mesajul transmis de Ministerul Educației la început de an școlar, apoi a ținut să transmită succes atât profesorilor cât și elevilor. Orice început de an școlar înseamnă speranță și emoții, atât pentru copiii care pășesc timid pentru prima dată într-o sală de clasă, cât și pentru elevii care revin în mediul școlar familiar. În aceeași măsură înseamnă speranțe și emoții pentru părinți și pentru noi dascăli. Vicepreședintele Consiliului Județean Romeo Lungu și viceprimarul Andrei Neder au depănat câteva amintiri din vremea când erau elevi ai acestui liceu. Acum 23 de ani eram și în aceeași curte, erau oficialitățile și speram să termine mai repede această deschidere oficială, să mergem la clase cu colegii, cu prietenii. Vă salut pe toți, dragi copii, dragi elevi, părinți, profesori. Să știți că eu sunt vicepreședintele Consiliului Județean și am terminat acest liceu cu program sportiv în 1998. Vorbeam cu câțiva prieteni. E bine să învățați la acest liceu pentru că, vedeți, liceul a fost un vicepreședinte la Consiliul Județean și un viceprimar din municipiu. Este unul dintre cele mai bune licee, poate chiar cel mai bun. Voi trebuie să țineți cont că, pe lângă educația pe care o faceți la clasă, voi faceți și sport, educație prin sport. Deci deja sunteți cu mult înaintea celorlalte licee. După cum vedeți și domnul, și cum spunea și domnul vicepreședinte de la Consiliul Județean, liceul sportiv tot timpul a adus, să spunem, au scos oameni pregătiți de pe băncile acestei școli. Vizita oficialităților la liceul cu program sportiv s-a încheiat cu o inspecție în sala de sport și în hotelul unității de învățământ.